venea dubla cu Paris Saint-Germain. Bineînțeles, Hizo revenise din nou antrenor și i-a zis, băi, George, am nevoie de Mutamba, dă-i banii și hai să vină. Și așa mi-a dat, de fapt, banii pe care eu, de fapt, îi meritam, că era contractul meu, înțelegi? Și uite, așa am primit banii și am venit la echipă, și domnul Cauc, dacă mi-aduc eu bine aminte, domnul Cauc, care era contabilul de la ProRapid, domnul Cauc, dacă bine mi-aduc eu aminte, m-a dus la dus și mi-a zis, Dorele, uite, asta e cartela ta. Eu n-am știut în principiu, în prima fază, ce număr are cartela. Și după aia, deci ăsta mi-a dat eticheta cu numărul. Și când mă uit, aoleu, zic, ăsta nu e numărul la Mircea. Că la Mircea mea tot timpul ne punea pe tablă, ăsta e numărul meu, dacă aveți vreo problemă să mă sunați, ăsta e numărul meu. Și mi-a rămas în minte numărul care l-am văzut pe tablă. Aoleu, zic, la Mircea a plecat, evident, în 2000 la Galatasaray, a lăsat cartela, evident. Și așa am luat eu numărul de telefon. Cică Hagi m-a sunat de vreo 3 ori. Da, și eu tot îi spuneam, Gică, Dorel Mutică sunt, Nea Mircea nu are număr de telefon. Păstă vreo săptămână, nu mă sunea, Nea Mircea, uite ce vreau să vorbesc. Gică, tot eu sunt Dorel Mutică, ăsta nu mai are număr. Bine, mă întreba, Gică, ce număr are, dar eu de unde să știu numărul domnului Cescu din Turcia. M-a sunat printre alții domnul, cum îl cheamă, antenorul italian care a luat campionatul cu Leicester. Ranieri. Claudio Ranieri. Bineînțeles, eu știu și un pic de italiană, cu dânsul, cu domnul Lucescu, mergeam mult în Italia în perioada 98-2000, învățasem un pic de italiană, la un moment dat am înțeles tot ce a zis, dar eu nu mai ziceam nimica. Eu am crezut că e o farsă în prima fază, știi? De ăștia băieții mai făceau farsă. Adică Ranieri pronto a sunat direct vorbind cu domnul. Da, da, el spunea, pronto Mircea, sono Claudio Ranieri, voglio parlare con te, abbia amo fatto, nu știu ce pe acolo, știi? Și tu? Eu la un dat, eu n-am zis nimic, a zis, opa, asta e o farsă. N-am zis nimic, după care, bineînțeles, le-am zis, i-am spus în românește, care faci de mișto, la care dânsul pronto, non te intendo, sau ceva, nu știu ce mai zis, nu te înțeleg, nu ne capito, așa? Și zice, sono Claudio Ranieri, voglio parlare, și după aia, mi-am dat seama că chiar Claudiu Ranieri și am zis în Italia că nu sunt domnul Mircea Lucescu și că domnul Mircea Lucescu nu are număr de telefon. Ăsta. M-a întrebat că nu l-am al număr. Zic, nu l-am. Și până asta a fost faza cu Claudiu Ranieri, da. N-ai făcut rost de număr să-l dai și tu la lume? Nu. Al lui Nea Mircea? Da. Al lui Nea Mircea, nu. Bine, m-a sunat domnul Arcadie Zaporojanu. Da, da, impresar. Care îmi vine în minte așa dintre... Am sunat mulți care au dorit Nea Mircea. Acum chiar nu-mi rețin. Dar asta e elovente cu Gică Hagi, cu domnul Ranieri.